Of, am mâncat prea mult. Ce degustări! Acum vreau doar să dorm. Stai, ce naiba? Perna asta e de fapt un tort. Cum de s-a întâmplat asta? Care-i faza? Ah, dar miroase foarte bine. Fii atentă. Mai avem ceva dulce de mâncat. Poftim, ia și tu o bucată. Wow, e timpul să decorăm fiecare câte un tort. Trebuie să-mi decorez tortul cu ăștia? O mulțime de hot dogs? Ce plictisitor arată! Nu am așteptări prea mari. Ia să văd ce gust au. Sunt chiar bun la gust. Ce bun a fost hot dog-ul ăsta. Ok, acum o să încep să-mi decorez tortul. O să-i așez de jur împrejurul tortului fix așa. Mai am doar câțiva de așezat. Așa, am terminat. Nu arată extraordinar? Nu e rău deloc. Ia să vedem ce primesc eu. Ce tare! Eu n-am primit hot dog, ci un bol plin cu bomboane M&M. Astea-s mult mai potrivite pentru decorat torturi. Ia să încep să-mi decorez tortul. Ok, am așezat prima bomboană. Acum urmează restul. Voilà! Of, ce bine era dacă primeam și eu bomboane! Dar am o idee genială! O să crestez hotdog-ul ăsta cu o farfecă. Gata! Ce bine arată! Merită un loc fix în mijlocul tortului. Hei, arată chiar bine! Hai să mai apăsăm o dată butonul. Ok! De data asta am primit o mulțime de ardei iuți. Oare ce aș putea să fac cu ăștia? Oh, par foarte iuți! O să-i pun pe exteriorul tortului. Măcar au o culoare frumoasă. Roșul ăsta iese în evidență. Așa, hai că iese ceva. Trebuie să-l pun undeva și pe ultimul. Nu știu unde mai încape. Atunci e rândul meu. Ce bine, a primit un bol cu bezele moi. Sunt mai bune decât hotdogii de runda trecută. O să le pun deasupra. Ce moi sunt și ce proaspete. Gata, au încăput aproape toate. Mi-a mai rămas doar una. Știi ce? Am putea să mâncăm decorațiunile rămase. Serios? Am putea. Ha, l-am păcălit. Vai de mine, ce iute e! Ah! Nu-mi vine să cred! Ce ocazie perfectă! Hei, îndreaptă-ți flacăra spre bezeaua mea pe băț! Oh, da! Se rumenește frumos de tot! Wow! Ce ardei iute și ce mult foc! S-a topit și e atât de bună! Ce bine era să am și eu o bezea moale și nu un ardei iute! Hai să apăsăm iar pe buton! Poftim! Un bol plin cu broccoli? Nu e corect! Cum o să se potrivească ăsta pe tortul meu? Ce grețos! Am deja hot dog pe tort! Asta e! O să încep să-l aranjez! Poate aici? Și poate și aici? Ok, începe să arate chiar bine! Pe ăsta mare unde să-l pun? Nu am loc nicăieri! Poftim! Trebuie să-l folosești! Of, ok! Ia să vedem. Asta e, o să am pe tort bombonele verzi din broccoli. Vezi? N-a fost greu. Ia să mai apăs o dată butonul. Oh, sticks-uri acoperite cu ciocolată. Ce mult îmi plac. Sunt atât de bune. O să mănânc unul imediat. E delicios. Acum să revin la tort. O să am nevoie de o riglă pentru asta. Ok, fix cum credeam. Și partea asta. Ok, acum trebuie să văd cât de lungi sunt sticks-urile. Da, planul meu va funcționa garantat. O să le lipesc tot pe marginea tortului. Dar de data asta, într-un unghi distractiv. Tare, chiar îmi place cum arată. Mi-au rămas două, deci o să le mănânc. Hei, îmi dai și mie unul? Sigur, poftim. Ce bun e! Hai să apăsăm iar butonul! Ah, sos de caramel! O să fie genial! De ce nu curge din borcan?
Ai nevoie de ceva ca să-l scoți. Folosește asta. Tare! Mersi mult! Bun, hai să încerc. Wow! Chiar trage sosul de caramel. O să torn puțin în partea superioară a tortului. Perfect! Seringa asta e genială! Ok, o să apăs iar butonul. Evident! Evident că am primit niște muștar! Nu-mi place deloc muștarul! Miroase urât! Dar totuși vreau ca tortul meu să arate bine! Așa, un strop! Nu, nu, nu se pune! Trebuie să folosești mai mult! Dă-l încoace! Îți arăt eu cum se face! O să învârt tortul și o să-i adaug deasupra o spirală de muștar! Da! Așa mai vii de acasă! Gata! Noroc cu ajutorul meu! Dar acum e plin de muștar! Poate de data asta? Sigur! De ce n-aș adăuga și niște caviar? O să-l pun în zona asta! O să pun puțin și aici? Gata! L-am terminat! E rândul meu! Se pare că am primit niște porumb fiert! Hai să-l folosesc și pe el la decorat tortul! Cred că o să încep cu un morman mic de porumb aici și apoi o să creez un cerc uniform în partea superioară. Am terminat! Următoarea rundă! O conservă de fasole? Serios? Ok, asta e! Mai întâi să o desfac! Trebuie să văd cum arată! Iu, nu-mi plac deloc! Mie îmi plac foarte mult! Dă-mi-le mie! Serios? Da, sigur, dacă le vrei! Poftim! Mulțumesc! O să gust doar una! Cu restul trebuie să decorez tortul! Sunt delicioase! Serios? Nu cred, în niciun caz! Cred că o să le torn peste tort! Of, chiar îmi plăcea tortul meu până să pun fasolea! De fapt, acum îmi place și mai mult tortul tău! Ia să vedem! Da, vată pe băț! Unul dintre deserturile mele preferate! Ia să văd ce gustare! Ah, ce bună e! Îmi place cum mi se topește în gură! Acum o să pun un pic peste tort! Un pic aici și un pic dincolo! Arată ca niște norișori! Ce frumos! Îmi place mult cum arată! Ok, oare ce urmează? Da, alte decorațiuni reușite! Ouă de ciocolată! Sunt perfecte! O să pun unul fix în vârf! Stai, mai bine îl fărămițez! Și acum o să presar bucățile de ciocolată! Da, exact așa îmi doream să arate! Și acum al doilea ou! O să-l desfac în două și o să pun bucățile aici! Ok, acum e rândul meu să apăs pe buton! Tu ai primit ouă de ciocolată și eu am primit un nou adevărat! O să fac ca tine! O să-l sparg! Nu funcționează! Am o idee și mai bună! O să-l apăs în mijlocul mormanului de fasole pentru a crea o gaură! Apoi o să-l sparg! Așa, am obținut un cuib de fasole pentru oul meu! Arată chiar drăguț! Hai să apăsăm împreună pe buton de data asta! Nu cred! Nu mai avem de adăugat decorațiuni pe tort! Am folosit tot ce am primit! Sincer, cred că ne-am descurcat chiar bine! Da, trebuie să recunosc că arată surprinzător de bine! Cred că ouăle sunt decorațiunile cele mai reușite! Bun, ești gata pentru partea următoare! Se pare că e timpul să ne gustăm creațiile! O să iau o lingură fix din mijloc! Oh, oh, nu, 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 nu! Arată oribil! Ia să vedem! Nu-mi vine să cred! E foarte bun! Cred că e cea mai bună creație culinară a mea! Hai să-mi gust și eu tortul! Și eu o să încep tot din mijloc! Abia aștept să-l gust! Conține decorațiuni ciudate, dar și decorațiuni delicioase! Așa, ia să vedem! E bun? Nu, e rău! Uf, ce grețos! Tu cum ți-ai decorat tortul? Spune-ne într-un comentariu! Și nu uita să dai share acestui clip în rândul prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru de YouTube!